Da, ei vin cu... și ei la fel. Dar ia ceva pentru imunitate, mă. Ia ceva. Vino aici. Nu, vino la noi aici, în România. Ai la tablete, uite așa. Da, haide. Vorbim de pe una. Ce vorbim de pe una? De pe o tabletă. E, nu, de pastile. Ce ați mai făcut? Da. Auzi, Flori, dacă știam, veneam mai devreme. Aici pe colț, la Mamaia, unde era magazinul ăla? Nu magazinul, casa lui Andrei. Așa, s-a deschis... Cazino. Cazino, mă rog. Ce jocul de noroc? Jocul de noroc, jocul sportiv. A cântat Țancă, dacă Țancă, știam... Știi cine Țancă? Dacă știam... Tu știi cine Țancă, uraganul, știi? Doamne! Nu am bărbat cine e! Mama aia știi! Un țigan, pe dar știu dacă a venit aici. Ce un țigan, mă? A, dar chiar era Țancă ăla. Chiar ăla a venit, da, la inaugurare, s-a inaugurat acum, se cheamă Casino, se cheamă Las Vegas. A, îți dai seama? Știi câte avem în râmnicul ăsta mic și prăpădit? Numai de-astea de jocuri. Dar nu cred că e așa, așa de bine aspectat ca ăsta. N-am mai văzut ca sunt, ăsta. Mamă, dar sunt mai mici. Vai, la ala la care a fost Mamaia, n-am mai văzut. Știi, cel care a cumpărat de aici, cel care a cumpărat de la bancă, că Andy a pierdut casa asta. Și cine a, da, a pierdut casa la bancă. Și s-a dus omul ăsta, vecinul, el vecin, am spune mie și eu vecinul, s-a dus și a cumpărat-o de la casa, de la... Nu de la bancă, de la primărie. Da, da. De la primărie. Așa. Tot, mă, eu nu mă. Are făcut înăuntru, a stricat toate camerele și a făcut numai una singură. Așa, tot este stricat. Iar acum știi cât ia pe lună? Cu cât a închiriat-o? Ia zi, pe tine. 1000 de euro. 2000 de euro. Deci vă dați seama ce jocul să facă? 100 de milioane. 100 de... 100 sau 2? 100 de bine, e bine, 2 milioane, 100 de milioane. 2 milioane, 100 de milioane. Dar mie nu mi-a zis nimeni nimic, că vindeam garsonierile și cumpăram eu. Ce să faci tu că aici nu ați țigani din? Românii n-au bani. Te zburam și pe matale de acolo, făceam mai mare ca și nu. Lasă că noi zbura, eu vin aici și fă. Vino și concurează. Casino lângă casino, bă. Vină și concurează. Auzi, Flori, că mi-am amintit acum. Mamă, fost și... Acum ți-ai adus aminte cinițanca? Nu, de țanca, bar, n-am eu cinița, nu mă uit eu la maneliști. Cum să spun, voi v-ați făcut autorecenzarea aia? Deci la noi se face recensământul ăla. Până în 15 mai, cine nu-și face singur autorecenzarea, vin acasă, vin la toți, o să vină și acolo la voi. Vin acasă. Deci trebuie să vă declarați, intră pe ăla și băgați-vă și faceți-vă autorecenzarea singuri. Cine să vină la noi? Vine la tine, la bloc, acolo. Nu, dar nu are treabă el locul. Cum nu? Domiciliu din buletin. Nu, dar trebuie să spună ce e, dar eu nu mai declar că e la mine. Că păi da, și vine la cine stă cu chirii acolo, ce treabă are. Păi da, dar el nu și-a declarat alea. E o problemă, că voi nu v-ați declarat proprietățile. Dacă îți spun, vin și culmea e că vin la ăștia, la administratori. Vin la administratori și deci cine-i titular aici? Ăla. Așa și... Dar el poate la apartament, la garsonierele astea trebuie să le facă. Da, de alea vorbesc. A, nu de ce a venit să el acolo? Nu, ce treabă are el cu Norvegia aici? Nu cred că are treabă. Ba da, trebuie să-l spună și asta. Cine are aici? Cum e dacă plătești? E proprietar el. Se duc la administrator și întreabă. Ăsta e proprietar aici, ăsta. Trebuie să vorbești tu cu administratorul. Dom'le, care e situația aici? Ce să vorbească, mamă, că ei nu și-au declarat la primărie ca au alea, ca să plătească la asta. Păi da? Păi da, trebuie, mă, trebuie să intrați și voi. Într-un final tot trebuie să o faceți, mamă, nu știu. Treaba voastră, eu vă spun. Viața asta e prea plictisitoare să mă ajut.
Filipo, dacă mai aveți niște bani, când cununați, mă? Când? Iar cunună. Dar când am mai cunat? Ah. Te nu mai auzi, Cristi. Da, da. Și acum ia. Acolo, acum vor să cune? Acolo? Da. Când, mamă? Când cununați? Mai? Și tot români? Români, nu? Amândoi români? Amândoi români? Da. Dar ei după unde sunt din România? Sibiu. Bă, terminați-mă! Ne duceți-mă, mă, la joc. Lasă-mă, că abia îi mai văd și eu. Asta e că e carnivor, ălălaltul nu e mai mult cu brocoli, cu morcovi. Dar nu mai e nici ăsta chiar gras așa. Da, dar s-am primit o leacă acum iar. Nu mai e, nu, nici vorba. Vai, ori așteptați musafiri astăzi, mamă? Da, am făcut și curată, uite cum îi așteptăm. E, ce vrei, mă, lasă. Aveți săraca, când vine ea, ea trebuie să pună masă. Să... Ne ducem pe Paște la catolici, mergem la ăștia. Da, da. Dar te aduci mie cervețel. Te dar cine e la voi acolo? Pe cine aveți? Mihai cu Anca. A, da. Vă duceți la ei? Da. Răciți așa, vă primesc? Azi era până la o zi de naștere, tot așa. Mi-am dat cu vișinată și mi-a trecut. Dar azi m-a luat ea. Hai mă, Flori, mă, zău, nu mai bea mamă tu, zău, n-ai voie, mă, mâncatea mamă. Auzi, dar el mai ia pasiune. Dar cum? De cum să nu? Că altfel o ia răzna. Dar de ce unde îl mai ia acum? De acolo? Da, are voie acum de acolo. Păi le ia de mult de acolo, că nu s-a mai putut aici. Când a venit pandemia, el n-a putut să mai vină în țară să facă analize. Disperat am fost atunci și tipul i-au dat. Dar tot la aceeași doctoriță era și el? Da? Păi și acum dacă aia nu mai e, când o veni, nu mai face? Nu mai face, nu mai vine aici în țară, la acolo no, face. La cineva. Deja eu nici nu mă mai duc la București. Mi s-a spus să mă duc acolo, dar știți, trebuie stați la poartă, trebuie să vă hăci. Mi-a dat doctorul de la Buzău, el mi-a făcut prelungiri. El, dar nu mi-a dat nicio hârtie la mână, că am prelungiri pentru un an. El îmi dă rețetă mai departe și el nu mai are moștri să iasă la pensie și el. Dar el trebuia să iasă de mult, nu? Că și el și asistenta. Că nu mai fi nici el, nu știu cine mi-a mai da așa. Lasă că nu prea sunt doctori și nu oh, să iasă repede așa. Dar trebuia de mult să iasă, asta e. Și cu diabet și el. Băi, ce fetiță frumoasă. Vai, vai, vai. Dar n-are părul lung, mă. Ești o cheamă Filipuța. Așa te cheamă, mă, Filipuța? Și ești fetiță? Dar ce ești? Ce ești? Nici eu nu știu. Băiat? Ești băiat? Băiat. Băiat. Băiat este, mă. Dar muști? Cheamă Filipino. Ia arată ce muști tu e. Edu are? Edu e băiat sau fată? Tu ce ești, Edu? Băiat sau fată? Băiat. Băiat. Și băiat mare. Și frumos. Ia, și cu minte. Ai, măi. Tu ai mușchi, Edu? Ce-i acolo? Nu vă. Ce sunt alea? Ce sunt alea, măi, Edu? Cartonaje. E un mic de ăsta și un mare. A, un... T-t-t-t-t-t-t. Tu? Te. Mă, Edi, mă, Edi. Ia uite la mama aia. Aha! Edi. Da, steagul României, bravo. Ia, ce zice mama aia? Ia. Bă, vorbești cu mama aia cu tine. Edi, când veniți la noi, mai vrei să vii aici la Râmnic, vii? Vii. Dar să mă anunțați dinainte, mă, să cumpăr ăla, jucăriile, să cumpăr și eu ceva când veniți voi. Da? Mă anunțați? Da, 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 voi veniți așa, deodată vă dă luăm. Băgați în boală. E, lasă că nu ne bagă în boală, dar glumim și noi. Așa e. Ce e ăla, tati? Pe
I-am zis Simonei să nu mai faci, Simone, pentru că îmi spui, nu mai, eu m-am dus la serviciu a doua zi, moartă de oboseală și m-am învoit până să plec acasă. Da, în fine, măcar de-ar veni, de-ar decurge treburile astea bine pe aici. Pe unde? Pe unde? Cu panoramele astea de ruși și cu, cu răzbunii. Nu ne-a dat nimeni, mamă, n-avem de un stat. Dar eu cred că nu mai fac ei așa, băi, ca aia de medicină, cum se dă. Dar nouă oricum nu ne dă, până nu știu câți ani. Noi nu ne mai, noi nu numai mai... Numai dacă pică de-alea, avioane de-alea... Ori fi și de-alea. Rachete de-alea cu toxice, atunci numai. Se distribui după ce le inhalăm. După ce le inhalăm. Aia, da, nici nu are rost. Că dai la lume și lumea e proastă, ea ca proastă. Da, 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 da. Dar nu că le dă la lume mamă, nu. Ei urmau să le dea la dispensarele medicale, la medicii de familie și te cheamă ei și îți dau. Mă, Filipo, Filipo! Filipo, e venit. S-a întrerupt, a zis odată. Filip? Filip? Mama ea vrea să vorbească o leacă cu tine, mă. Ia vină în coace și te uit. Ce înveți tu la grădiniță acolo? Ce înveți la grădiniță? Păi nu sta cu spatele la mine. Eduard, ia vorbește tu cu mama ea. Eduard, ia uite la mama ea. Ei, să joacă. Hai că mama ea ți-ar să-ți cumpere o jucărie mai frumoasă ca la el dacă vorbești. Oh, dacă vă aude Simona, de loc nu mă lasă să fac diferențe, așa să zic. Dacă vorbești cu mine, dă mama ea o jucărie, așa. Ei, să vezi tu. Ea spune, ce mai învățat la grădiniță? Ce știi tu de la grădiniță ceva? Habar n-am, mama. Ce ai învățat la grădiniță? Nu știi ce să zici. Zi poezii, cântece, ce? Ce? E, învață ei poezii. Sau jocuri, ce? Ce învățați voi acolo? Ia. Zic că noi nu suntem de poezii cânte, noi învățăm engleză, altfel. Da? Și ia zi, ce ați învățat în engleză? Ce? Red. It's red. Ce înseamnă? Înseamnă roșu. Red. Înseamnă roșu, da? Galben, cum se spune? Yellow. Bună, Simona! Opa, Simona, sărăcuța de ea, ia uite-o. Bine veselă! Da. Mă-ți mă tratează, mă. Da, las-o mă, că abia a venit. Negru? Negru? Cum se spune, Edu? Negru. Green. Nu. Negru. Black. Bravo, mă, Edu, mă, bravo. Altceva nu dacă mai știu și eu. Ca să te mai întrebi. Hai, că aveam brațe. Alb? Alb? Cum? White. White, bravo. Hai, mă, Edu, mă, că ești deștept, bravo. Ce faci, mă, Simi, mă? Terminați-mă! E rău, mă, e rău, uite, ușește. Are toate boale. Mi le-a dat și mie. Mă, dar luați cât un paracetamol, mă, luați ce, mă? White sau black? Ce caută răceala aia pe voi, mă, Simi, iar? Păi, ăștia adună de toate și... Dar și voi de ce le luați? Păi, ce să facem? Și pe ăștia îi ține o zi și pe mine îi ține două săptămâni. Of, ce că voi puteți să duceți. Da. A venit măsa, ia-ți, da, Filip, nu mai lipi din măsa. Da. Acolo. Yellow. Cum, Edu, cum se spune la mama și la tata în engleză? Daddy, mommy. No? Mother? Oh. Yeah, okay. Ah, mommy, da. Frate? Știi frate? Frate știi? Mother e tata.
Bravo. Și fată, tată și daddy, așa. Da. Da. Și frate, știi frate? Bravo. Nu știu. Ce tricolor. Da? Tati, ia zis, tu erai. E la meu. Eu am zis că de atunci l-ai aruncat. Nu, mă, nică și că atunci stătea pe el așa, era cu burtă, acum are ultim. Bravo, îmi pare bine că ți l-am dat ție. Ia uite, Răzvan Nicola, ai văzut? Am răcit. Am luat de la mamaia, o țin o zi. Am dat o mie. Eu n-am boală, n-am răceală, eu am alergie. N-am fost eu, mamă, n-am fost eu. Că e din București. Auzi, pe colț acolo, s-a dus casa aia care era pe mamaia. Și-au deschis un și mare casino acolo, a venit Țanca Uragan. Mai devreme. Tu știi cine e Țanca Uragan? Nu, ea nu știe. E ca viața mea. Doamne, dar tu țiganule știi, tu știi. E pe cine-i dracului că scrie mâine? Da, eu auzi că au fost aici lume multe, eu nu știu nimic aici, aici am știți. Dacă sunt da, pe nu deranjează. Nu, dar știi ce, a venit și ți-a auzat atunci, dacă a fost de aia, deschidere, mă, deschidere. Da, inaugurare, da. Inaugurare. Și nu ți-a auzea aici, adică îndepărtare, boxele. M-am uitat, nu m-a deranjat deloc, m-am uitat la... Când m-am întâlnit, nu se mai auzea nimic. Plecaseră toți, era peste 12 noaptea. Dar bata de unde știi că era Țanca Uragan? Păi dar a scris pe toate părțile și îl aștepta lumea, era aici ca la nuntă. Țigani, îți dai seama că-s țigani ale mei? Din clanul Vali. Aoleu. Au venit, a doua zi de-abia mi-au spus, eu n-am ieșit deloc, dar mi-a spus, doamna Veronica, a fost la lume. A fost la lume aici, nu mă interesează. Nici atât nu o să mai găsim loc de parcare acum, cu jocurile astea. Da, sunt mașinile astea veșnic. Negri, mașinile astea negri care sunt în fața casei mele. Sunt o sută de milioane să dai, 100 de milioane pe lună, mă. E, nu știu dacă o fi chiar așa. Depinde și mare, tare! Te dai seama, 5 camere într-una. 5 camere. Da. Bine, mă, mama, uite, noi ne-am bucurat că vă vedem. Am vrut să-ți urăm la mulți ani de aici, de la Mamaia. Zic, haide-mă la Mamaia. Tata nu este, tata e la Pești, bineînțeles, dar și din partea lui îți urăm la mulți ani. Hai că ne-a tratat mama și cu fratele, ne-am tratat aici cu prăjituri de ziua ta. La mulți ani, să trăiești, toate cele bune și te așteptăm. Eu până o ofer. Urmă, dacă urofenul este vechi de 4, nu urofenul este vechi de 4 luni, poți să mai beau? Eu nu iau nimic expirat. Eu nu iau nimic. Uite, l-am pus de-o parte acolo, așa, mă, să-l arunc. Ce n-ai bani, dar bani și pe ăsta, iară l-arunc. 4 luni, mă, ce am făcut cura la tata acolo, nu, m-am uitat fără să-i, tata nu intre aici, că așa. Și bineînțeles, pungi. Așa că vine, uite, și eu pungi, uite. Asta sunt medicamente. Vai de mine. Și o pungă cu, numai cu vitamine date de Catena, alea care le dă pe gratis. Da, când, da, așa. Am și eu. Avea o pungă cu vitamine. Când mă uit, expirate de 2 ani, de 1 an, de 2 ani, de 3 ani. Și eu am aruncat. Vai de mine, le-am aruncat și pot. Așa, supraviețuim. Nu, dar vitamine nu ia, dar în orice caz ia alte. Dar i-am zis, tată, ți le arunc. Nu, i le-am arătat, minte, le-am arătat. Uite-te să nu zici că ți-a arunc deja. Ce-ai scus ăsta, mă? Cât de scus, mă? Așa și eu, cum am săturat și eu. Nu vreau doctorință. Da. Mai. Ăla-i tablou? Da. Tablou aici, tablou acolo, da. Numai eu nu-mi pun tablou, să fac și nu știu cum ei, să fac, nu, n-am scos post. Da, mai e un tablou acolo negru. Da. Ce chip ăla? E un chip de fată. Da, un chip, da. Da, aici ce-o fi? Noaptea?
Cu luna. Păi noaptea, cu ce ne prezintă, mă, tabloul ăla de la capul tău? E un mister. Iar e mister. Și pentru voi e un mister, a? E un mister pe bani mulți. Pe bani mulți. Vai, vai, dacă... Vai, de mine și când a făcut tot bolnav erau când am venit la voi. Da, nu mai așa, dar cât de câte rog... Înseamnă că e clima. Vin ei de la grădică și la noi aici tot așa au. Da, au venit copiii de la grădică. Ce s-a întâmplat, mă, frate? S-a pierdut semnalul? Doamne, ce flori sunt. Ghetă, pastilele astea, iată, se duce când îl aud, că beau-le, atât de vin, beau-le, atât de vin. Vișinată. Da, Valeriu îi pune. Când vine aici, tată pune și mie un pahar.